Doi tineri au fost prinși în flagrant în timp ce au pus la pământ mai mulți metri cub de lemn. Pe numele lor au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și fur de arbori. În acest weekend, polițiștii din cadrul posturilor de poliție Dumbrava și Voloiac au surprins în flagrant delict doi tineri de 25, respectiv 27 de ani, ambii din comuna Tâmna, în timp ce tăiau și sustrăgeau fără drept mai mulți arbori dintr-un fond forestier proprietate privată, situat în extravilanul localității Valea Ursului. La data de 5 februarie anul curent, polițiștii din cadrul posturilor de poliție Dumbrava și Voloiac au surprins în flagrant doi tineri de 25, respectiv 27 de ani, ambii din comuna Tâmna, în timp ce tăiau și sustrăgeau fără drept mai mulți arbori dintr-un fond forestier proprietate privată, situat în extravilanul localității Valea Ursului. Întreaga cantitate de material lemnos a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și fur de arbori. Întrucât polițiștii au constatat că cei doi nu dețin documente de proveniență pentru materialul lemnos, au procedat la ridicarea acestuia în vederea confiscării. În cauză se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și furt de material lemnos.